Hoții de buzunare preferă tot mai des să dea lovitura în mijloacele de transport în comun, profitând de înghesuiala și de neatenția călătorilor. De aceea, polițiștii au demarat o campanie de prevenire a furturilor în autobuze. Poliția municipiului Sibiu vă recomandă să aveți în atenție buzunarele, gențile și poșetele dumneavoastră. Asigurați-vă că aveți asupra dumneavoastră biletul sau legitimația de călătorie. Poliția municipiului Sibiu și Societatea de Transport Public Local Tursibesa vă urează călătorie plăcută. Cu acest mesaj sunt îndâmpinați sibienii care circulă cu mijloacele de transport în comun. Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu este interesat nu doar de siguranța călătorilor, ci și de siguranța bunurilor acestora. De aceea a inițiat această acțiune prin intermediul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității pentru a atenționa călătorii cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu sunt atenți la genți și buzunare pe mijloacele de transport în comun. În autobuze au fost lipite și mesaje preventive, astfel încât călătorii să fie puși în gardă. Poliția a înregistrat un site publicitar pe care se va transmite în autobuzele Tursib, în special la orele de vârf, când acționează hoții de buzunare. Și se vor lipi niște colante în autobuz sugestive. Un hoț de buzunare care nu este prins în flagrant are foarte mari șanse de a nu da socoteală în fața legii, așa că doar atenția dumneavoastră poate face diferența între a fi victima unui furt sau nu.